tuturor! Suntem la emisiunea Cartierul Tineretului. Astăzi, alături de voi, sunt eu, Alina. De când nu ne-am văzut, s-au întâmplat foarte multe. Cel mai important este că a sosit primăvara. E timpul să ne trezim la viață cu adevărat și să începem o viață mai activă, pentru că oamenii care fac sport sunt mereu energici și sănătoși. Recent, la Basarabeasca s-au adunat tinerii sportivi din diferite raioane ale țării, cât și din Ucraina, pentru a fi selectați cei mai puternici. Mai multe detalii despre acest turneu veți afla de la colega mea, Livia Solotchi. La 14 februarie, Liceul Teoretic Alexandru Pușkin din Basarabeasca a găzduit primul turneu internațional de lupte libere pentru junior, în memoria regretatului sportiv Vasilii Todorev. Pamintea Vasilii Gheorghevici Todorov. Am decis să organizăm acest turneu pentru acești micuți în memoria lui Vasilii Todorov, pentru că el a iubit mult copiii și el însuși a fost luptător. A venit cu inițiativa soția lui, doamna Valentina Todorov, iar noi am susținut-o și am contribuit financiar. Motoul principal al soțului meu a fost niciodată să nu cedezi în fața obstacolelor și mergi înainte. Au participat copii din toate colțurile Moldovei, precum și Ucraina. Vasilii Todorov s-a născut în Ucraina, a învățat și s-a antrenat în Ucraina, apoi s-a mutat aici la noi cu traiul. Astfel, jumătate din prietenii săi sunt din Ucraina. Deși au fost sportivi de o vârstă fragedă, au reușit totuși să arate rezultate bune, grație muncii asiduie. Se desfășoară acest turneu pentru prima dată și anume la două categorii de vârste. Copii mici, mă bucur că în sate și în localitățile din jurul Cimișlii, din jurul Basarabeasca, sunt foarte mulți copii și m-am bucurat, sunt foarte coordonați, se vede că se ocupă nu de astăzi, nu de un an, dar au câțiva ani de pregătire. Îndrăzneți, încrezuți în sine, luptătorii au reprezentat cu brio localitățile de unde provin. Îndrumați de antrenori, toți participanții s-au expus la maxim în fața publicului, iar cei mai buni au trecut în finală. Cât de mult te ocupi cu trânta? Vreo 6 luni. De un an jumate, cam așa. Nu, primerna 4 mesi. De aproximativ 4 luni. Tu ești sigur că toți câștigi? Da. Nu pot să zic că am șanse mari de a câștiga, dar totuși am. Sper să data viitoare să iau măcar locul 3 sau locul 2. Și ce înseamnă pentru tine sport în general? Pentru mine el înseamnă că ceva figurativ. Sportul pentru mine înseamnă viața mea și sportul cred că voi atinge speranțele mele spre un bun atlet. Sportul pentru mine este viața mea, iar eu tind mereu spre victorie. După părerea unora, lupta liberă e o artă, un stil de viață, în care te confrunți cu multe dificultăți, iar pentru ca să ajungi un adevărat sportiv cu literă mare, pentru a atinge acest scop, trebuie să treci un drum mai lung și să dai dovadă de niște calități excepționale. După părerea dumneavoastră, care sunt greutățile acestui sport? Greutăți sunt foarte multe, începând de la starea socială, care o avem astăzi în țară, vreți, nu vreți, dar se răsfrânge și asupra domeniilor culturii fizice și sportului. Îndeoseb la sate, știți, sunt copii care, vă spun sincer, poate n-au și ce mânca, dar totuși atracția față de sport este și va fi tot timpul. Ce calități trebuie să posede un luptător, inclusiv și fizice? Aș spune că toate împreună, începând de la caracter, voință, mereu să tindă spre victorie și nu în ultimul rând să fie rațional pe covor. Indiferent de greutăți, la ora actuală se întâlnesc tot mai mulți tineri și chiar tinere care practică acest gen de sport, ceea ce ne vorbește de un spirit de bărbăție a societății de azi. Astăzi, Federația de Luptă din Moldova a fost recunoscută ca fiind cea mai bună, pentru că avem cele mai bune rezultate. Avem 20 de medalii la diferite genuri de sport olimpice, pentru adulți, juniori și cădeți. Avem un premiant cu medalia de bronz la campionatul internațional. Sunt încrezut că începând cu asemenea turnee, ca cel în memoria prietenului nostru Vasilii Todorov, în viitorul apropiat, anume din acest raion, vor fi viitorii campioni internaționali, europeni și ai Jocurilor Olimpice. Se știe bine că orice muncă grea trebuie să fie răsplătită. Sportul nu este o excepție, așa că organizatorii competiției s-au gândit și la premii, de aceea goana după victorie a fost aspră. Какие призы ждут победителей?
Ce fel de premii vor primi învingătorii? 150 de lei pentru primul loc, 100 pentru al doilea, 50 de lei pentru al treilea loc. Vor fi diplome, medalii, iar pentru echipele pe locul 1, 2 și 3 sunt pregătite cupe. Este îmbucurător faptul că cei mai mulți premianți ai locului 1 au fost micii campioni din orașul Basarabeasca. Fiind mândri de aceste performanțe, haideți și noi să le urmăm exemplu și să fim adevărați luptători în viață. În raionul nostru a avut loc primul campionat de arm wrestling pentru amatorii din Moldova. Întrecerile au avut loc între cei mai puternici bărbați și pe mai multe categorii. Care au fost emoțiile sportivilor, aflați în câteva clipe. În această zi, în Casa de Cultură a orașului nostru, s-au adunat cei mai curajoși și puternici tineri din Basarabeasca, dar și din alte raioane din sudul Republicii Moldova. Toți au participat la primul turneu de arm wrestling pentru amatori din Basarabeasca. Organizatorii competiției au fost multiplu premiant la competiții republicane și internaționale de arm wrestling, vicecampionul mondial la arm lifting Constantin Baladianu și sportivul începător în arm wrestling Mihail Beresteanu. Pentru că nu s-au găsit sponsori în Basarabeasca, participarea la competiție a fost contraplată. Se poate spune că astăzi este ziua de naștere a Asociației Basarabia Arm Wrestling, pe care eu o organizez, iar cu timpul va fi întemeiată juridic, care va avea ca scop propaganda sportului și cred că și cu finanțarea. Pentru că medaliile, cupele și diplomele sunt din contul meu propriu. Eu sunt student și muncesc în zilele de odihnă, pentru ca să organizez aceste competiții și astfel le organizez din contul meu. Concursul a avut loc la următoarele categorii: mână dreaptă pentru bărbați, unde au participat tinerii până la 16 ani, indiferent de greutate, și juniorii până la 65, 70, 85 și mai mult de 85 kg, și categorie absolută, mână stângă. Deși evenimentul a fost promovat cu mult timp înainte, nu au fost prea mulți participanți. Sunt aproximativ 30, 40 sau 50 de participanți. Am așteptat ca să vină mai mulți oameni. Aproximativ 90% sunt din sudul Moldovei, Chișinău, Ștefan Vodă. Printre arm wrestleri au fost sportivi cu experiență, dar și începători. De ce ai luat decizia să participi? Arm wrestling-ul mi-a plăcut din copilărie. Sunt pasionat de acest sport încă din copilărie. În primul rând este visul meu încă din copilărie, este scopul meu și trăiesc cu asta. M-am ocupat cu diferite genuri de sport, însă m-am regăsit anume în acesta. Am simțit că face parte din viața mea, adică cu mândrie pot să zic că trăiesc cu asta și pur și simplu nu pot fără asta. Înainte nu am participat, acesta este primul campionat care l-am organizat cu cel mai bun drug al meu, care el mă ajută în orice situație și îmi dă foarte multe consultații care mă ajută să câștig. Toți participanții au depus efort, dar cum se știe, în sport câștigă cel mai puternic. Concurenții mei sunt de asemenea Bărădeanu Constantin, Pancu Denis. El nu este prezent aici, dar tot un sportiv foarte puternic. Cum a decurs lupta? Cu Bărădeanu Constantin a fost o luptă mai puțin ușoară, dar cu Pancu Denis a fost foarte grea, pentru că să ies pentru primul loc a fost foarte greu. Cel mai puternic concurent a fost Costea Barladeanu. El este multiplu premiant la diferite campionate. Suntem în relații foarte bune, suntem prieteni. Anume, el este cel mai puternic dintre concurenții mei. Adversarii mei au fost niște persoane foarte puternice. Nu-i cunosc numele în față. Prima dată m-am întâlnit cu Dani și la masă și am avut în categorie 16 ani am avut o pierdere și atunci când am pierdut, deoarece la start am pierdut foarte multe secunde și am ieșit din grupa B. Arm wrestling-ul este un sport foarte complicat, dar și în asemenea condiții mulți sunt cei care îl aleg. Ce dezvoltă arm wrestling-ul? Arm wrestling-ul în primul rând dezvoltă maestrie, încredere în sine și eu cred că voi putea face față în acest sport. Dezvoltă răbdarea, voința, spiritul omului, devii mai echilibrat, pentru că te antrenezi cu îndârjire și străduință. Când te duelezi cu cineva, emoțiile te strecoară și sunt de neimaginat. Eu personal primesc foarte mare plăcere de la aceasta. Îmi place foarte mult.
Organizatorul principal al concursului, Bărladeanu Constantin, crede că a reușit tot ceea ce și-a propus și a obținut rezultatul scontat. Țările zădăce de popularizare armwrestling în Moldova. Scopul a fost promovarea armwrestling-ului în Moldova. Sportul este o valoare culturală. Doresc ca toți să înțeleagă și să prețuiască. Eu consider și nu doar eu că numai în sport există o doză bună de adevăr. De aceea încerc să mă afirm în sport. Deși în rândul basarabească armwrestling-ul nu este încă dezvoltat, pasionații acestui sport sper că acesta nu a fost primul și ultimul turneu și vor mai avea posibilitatea să-și încerce puterile. În Liceul Teoretic Constantin Stere a avut loc starturile vesele între clasele primare. Energici fiind de fire copiii și-au arătat calitățile fizice și mentale la toate probele din concurs. Iar despre acest eveniment mai multe în continuare. Înainte de vacanță, în liceul nostru s-a petrecut săptămâna claselor primare, unde s-au desfășurat diverse activități în care am participat cu drag. Cea mai așteptată a fost activitatea Starturi Vesele, fiind ghidați de doamna învățătoare Topala Leona, unde pe parcursul a două lecții am demonstrat că suntem descurcăriți, printeni și curajoși. Am început cu salutul echipelor, după care am urmat proba nu da picioarele, dând dovadă de istețime, viteză și atenție. Ajungând la cursa hocheiștilor, am condus mingea cu crosa printre obstacole. Foarte multe emoții am obținut la această probă, simțindu-ne ca pe un teren adevărat de hochei. Apoi a urmat proba matematică a sportul minții, unde la viteză am calculat exerciții de mulțire și împărțire. Am înțeles că cunoștințele căpătate anterior sunt foarte necesare în viață. Înainte de tragerea outgonului, la final am efectuat proba balonul, conducându-l cu paleta. Ne-am amintit de jocurile distractive în vacanța mare, dar când am ajuns la proba cu outgonul, am simțit spiritul de echipă. Doar cot la cot putem obține rezultate frumoase și, desigur, am vins prietenie. Școala este ca a doua familie. Aici ne putem manifesta, antrena, a ne demonstra capacitățile în activități frumoase. Tradițiile și obiceiurile sunt ceea ce reprezintă o țară. Ansamblurile și organizațiile culturale le păstrează și le transmit noii generații. Un exemplu sunt colectivele de dans Mărțișor, Alonelu și Mărunțica din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca. Echipa noastră de filmare a asistat la repetițiile colectivului de dans popular Mărțișor, din care fac parte copiii cu vârsta între 7 și 17 ani. Ei se întrunesc de câteva ori pe săptămână, care cu multă sârguință se pregătesc pentru evenimentele culturale din raion. De cât timp frecventezi dansurile populare? Cam din clasa 4-a. De un an și jumătate. De un an și jumătate. Acesta este al doilea an. De 2 ani. Copiii se ocupă la casa de creație de anul trecut, acesta este al doilea an. Sunt stăruitori, sunt dornici, se ocupă intensiv, frecventează repetițiile toate. La moment sunt câțiva din ei bolnavi, dar mergem. Fiind și în calitate de consilier local, lucrăm la un proiect anume cu încălzirea casei de cultură. În perioada când a fost mai frig afară, ne-am folosit și niște cămini electrice aici pentru încălzire, dar acum, așa, se încălzește. La repetiții, tinerii depun mult efort și entuziasm, pregătindu-se de anumite evenimente culturale. Repetițiile sunt îndrumate de conducătorul de dans popular de la Casa de Creație Luceafărul, raionul Basarabeasca, Marian Răcilă. Copiii ne-au împărtășit și despre unele calități ale profesorului de dans. Îți place de domnul profesor? Cum se comportă cu voi? Cum vă predă? Foarte bine. Uneori glumește. Foarte bun profesor. Îl apreciez foarte tare. Da, foarte mult. Ce apreciez cel mai mult la el? Simțul umorului. Ce respecti cel mai mult la el? Faptul că ne învață lucruri noi.
Îmi place foarte, foarte bine, înțelegem de la el. Este un profesor foarte bun de dansuri populare. Ceea ce am remarcat la acești tineri energici este dorința acestora de a transmite și arăta publicului obiceiurile neamului. Din ce motiv ai ales să frecventezi dansurile? Pentru că îmi place și poate am talent. Fiindcă îmi place foarte mult dansez. Pentru că m-a interesat să dansez dansurile populare și tare îmi place aici. De mic copil îmi place folclorul, îmi plac dansurile populare, tradițiile noastre. Pentru că mi-mi place foarte tare dansurile și eu de meticuță să dansez acasă și fac dansurile. Mi-mi place gimnastica. Fiindcă îmi place foarte mult să dansez. Ce ai dori să schimbi în toate condițiile care sunt aici? Să fie mai cald. N-aș schimba nimic, îmi place foarte tare aici. Este foarte bine. Aș dori să schimb din condițiile de aici să fie căldură. Pe final, vă pot spune că pentru a fi un patriot al acestei țări, nu trebuie să ne uităm tradițiile și nici neamul. Dragobetele este o sărbătoare romantică celebrată pe 24 februarie. Cu ocazia sărbătorii iubirii și a primăverii, la liceul teoretic Matei Basarab a avut loc concursul Perechea Perfectă. Cum s-a desfășurat acest concurs, aflați în continuare de la colega mea, Irina Chișleac. Legenda spune că Dragobetele, fiul Dochii, era zeul dragostei și al bunei dispoziții. Acesta mai era numit Cap de Primăvară și era identificat cu Cupidon, zeul iubirii în mitologie romană. Cu această ocazie, tinerii din liceul teoretic Matei Basarab, împreună cu directorul adjunct pentru educație, și-au propus să aducă magia acestei sărbători, organizând o serată concurs cu denumirea Perechea Perfectă. Aici au concurat 3 perechi de diferite vârste, fiind puse la mai multe probe: prezentarea, dansul, descrierea partenerului, declarația de dragoste și situația problemă, adică o situație pe care trebuie să o soluționeze împreună. Eu am scris 4, vând, încrezut în propriile puteri, ca și răbdător. Cum am vrat și-n apecat, după că i-am tot, zici chiar și la voce, Concursul a fost ideea copiilor, de fapt ideea elevilor din cadrul Consiliului de Elevi. Ei au hotărât că ar fi frumos să se sărbătorească o zi a dragostei și de ce nu să sărbătorim Dragobetele, care este o sărbătoare mai autohtonă, mai românească. Cele 5 probe puneau în evidență adevăratele sentimente într-o relație, ca dragostea, încrederea și înțelegerea. După ce perechile s-au isprăvit cu brio, juriul urma să le aprecieze și să le acorde punctajul meritat. A fost desemnată perechea învingătoare, care sunt elevii clasei a 10-a. Ce te motivat să participi la acest concurs? M-a motivat să particip la acest concurs profesorii, colegii, la început, însă apoi mi-a apărut dorința să trec peste eu-ul meu. Încerc să mă afirm într-o oarecare măsură prin acest concurs. Cred că simpatizarea față de persoană, față de Marinela. Care probă ți-a fost mai greu? Nu știu, probabil ultima probă, care în mare parte constă din improvizare. Dar cred că ne-am descurcat foarte bine. Cea mai dificilă probă, dar și cea mai interesantă probă a fost etapa în care a trebuit să ne manifestăm talentele prin dans, deoarece a necesitat mai mult efort, mai multă muncă, talent, artistism. S-au prezentat, cred eu, foarte bine, au fost toți bravo, au adus ceva nou în activitatea lor, au prezentat dansuri, au făcut prezentările toți diferit, cred eu că a fost bine. V-a fost greu să împărțiți locurile? Nu a fost atât de greu, întrucât au participat puține perechi. A fost mai ușor și sigur că am dorit ca pe viitor participanți să fie mai mulți. Tradiția ne spune că în această zi nu trebuie să fii fără pereche, ceea ce ar fi reprezentat un semn rău previzitor de singurătate pe tot parcursul anului. De Dragobete se fac logodne simbolice, sau fetele cu băieții făceau frății de sânge. Se mai spune că de această sărbătoare trebuie să fii vesel. De toate aceste tradiții au ținut cont și tinerii participanți, dorind să reamintească și să pună în valoare vechea zi a dragostei. Spectatorii au rămas profund impresionați de prestația participanților și poate cu remușcări că nu au participat și ei. Care pereche te-a impresionat cel mai mult? Mi-a impresionat perechea întâia,
Dacă să fiu sincer, de la început m-a impresionat perechea a doua, mi-a părut mai... Adică au arătat că între ei poate că nu există ceva, dar în schimb s-au manifestat într-adevăr ca o pereche. Cel mai mult m-a impresionat prima pereche, deoarece ei fiind cei mai mici, cred că s-au descurcat destul de bine. Ai fi vrut să participi și tu la asemenea concursuri? Da, am vrut să particip, deoarece este foarte interesant. Posibil, aș fi vrut, dar din păcate nu prea am timp liber, dar și nicio pereche alături de care aș fi vrut să particip. Cred că este o experiență destul de bună și interesantă pentru elevii atât din gimnaziu cât și din liceu. Sperăm că această motivație o vor păstra până la anul viitor, demonstrându-ne că ziua de 24 februarie nu a fost uitată și nici înlocuită. Un alt eveniment petrecut în Liceul Teoretic Constantin Stiri a fost șezătoarea, care este esențial în creșterea și educația unui copil. Aici s-au promovat și valorificat tradițiile acestui neam. Șezătoarea, care a întrunit mai multe vârste de copii, a impresionat toți spectatorii. Cum a decurs acest eveniment cultural, urmăriți în reportajul ce urmează. Moldovenii, de când se știu, sunt înfrățiți cu cântecul și jocul, pe care le mânuiesc cu multă dibăcie și înțelegere. Omul de la țară vede în șezători un bun prilej de a mai pune câte ceva la cale, a face un lucru, dar și de a se odihni, a se recrea, de a mai schimba o vorbă cu oamenii, pentru a cunoaște mai bine rădăcinile poporului și evoluția sa pe treptele istoriei, este de datoria noastră, a tinerii generații, să cunoaștem cât mai multe despre strămoșii noștri, despre traiul lor, pentru a păstra identitatea noastră, graiul, portul, obiceiurile și tradițiile, deoarece acestea sunt valorile noastre culturale. Cunoașterea, valorificarea și transmiterea acestor valori culturale a fost scopul șezătorii folclorice, de la lumea adunate și înapoi în lumea date. Șezătoarea cu voinici, fete mari și fete mici, așa își petrec nopțile, descrețându-și frunțile, torcându-și fuioarele, îndulcindu-și zilele. Șezătoarea a avut un real succes. Elevii noștri, profesorii, au trăit emoția și bucuria transmisă de forța cântecului, puterea cuvintelor înțelepte, farmecul dansului popular însoțit de muzică. S-au prins în Hora Moldovenească elevii care, cu mare drag, au învățat de la părinții buneilor elementele dansului. Pentru că elevii să-și motiveze participarea la această activitate, a fost importantă atmosfera realizată în timpul șezătorii, caracterizată prin buna dispoziție, dar și seriozitate. S-a observat, de asemenea, o mai bună colaborare între elevii. Sunt mândră că sunt o părticică din acest neam, dar pentru aceasta trebuie să recunosc că fără informarea, înțelegerea și ajutorul părinților, profesorilor, nu puteam înțelege acest lucru, că copiii sunt păstrători ai obiceiurilor și tradițiilor naționale. Ziua de 8 martie este Ziua Internațională a Femeii. Cu această ocazie, iubitele, mamele, surorile, colegile sunt felicitate de persoanele apropiate. În continuare, veți afla ce părere au băieții de la Liceul Teoretic Matei Basarab despre această sărbătoare, cât și despre fete. Cum crezi? Pentru ce este necesar să se serbeze 8 martie? Cred că femeie are nevoie de o zi deosebită. La 8 martie, pe primul plan, sunt femeile și fetele. Astfel, noi ne bucurăm de ele și le facem cadou. 8 martie este ziua femeilor și deci consider că și ele merită să aibă o zi în care să se simtă deosebită. Simbolul anului nou sunt mandarinile. Cum crezi? Care este simbolul Zilei Internaționale a Femeilor? Dragostea față de femei, da. O floare, ceva, trandafiri. Simbolul ei este iubirea copiilor și le mulțumesc pentru un dar din suflet. Un trandafir roșu împachetat. Simbolul Zilei Naționale a Femeilor este mărțișorul. Eu cred că simbolul este ghiocel. Dar pe cine vei felicita cu ocazia Zilei de 8 martie? Cu ocazia Zilei de 8 martie vei felicita mama, bunica și toate femeile dragi care sunt mie. Eu voi felicita în primul rând pe mama, pe bunica mea și pe sora mea, căci... Nu chiar e femeie, dar e sora mea. Eu aș felicita din tâi pe mama mea care m-a născut, m-a educat și m-a ajuns în prezent și pe verșoarele, nănașii și neamurile. Pe mama mea.
pe Lelea și pe mama. În primul rând voi felicita pe mama, pentru că e o ființă cea mai dragă. Mămica și bunica. Eu voi felicita pe mama mea, cea mai dragă de pe lume. Mama, sora, bunica, rudele apropiate. De 8 martie, ce cadou ai face iubitei? Ceva deosebit, ceva plăcut, de neașteptat. Poate că o floare și un complet de veselă ca să-mi facă niște mâncare. Pot să ajut să-i fac, să-i prepar ceva anumit. Dacă aș avea posibilitate, eu aș oferi mamei o vază confecționată din lut învățat de la bunelul meu. Un buchet de flori și o felicitare. Ce cadou preferi să oferi, cumpărat sau confecționat? Eu aș prefera să dau cadou confecționat de mâna mea, că dacă să cumpărăm, asta iese tot din banii mamei mele, cumpăr și nu e frumos. Confecționate, fiindcă sunt făcute de mâna mea, din suflet, făcut din dragoste. Din inimă am pus multă străduință, punem. Ce vezi deosebit în mama ta? Mama mea e o persoană uimitoare. Niciodată nu pot să prezic ce o să facă, cum o să procedeze. Întotdeauna e veselă. Îmi place că mă susține la orice, măcar că câteodată fac greșeli, dar oricum mă susține. Eu văd deosebită mama mea că muncește mereu și se străduie să aibă grijă de familie. Eu văd că ea este foarte harnică, frumoasă și foarte bună la suflet. E acea persoană care nu suntem niciodată indiferenți așa cum noi suntem. Noi întotdeauna suntem iubiți pentru mama. Mama este mereu cu zâmbetul pe buze, este o femeie minunată. Ce calități trebuie să aibă o domnișoară? În primul rând să se ocupe cu sportul, să nu fumeze, să nu consume alcool, numai decât să fie, adică, prea machiată, fiindcă frumusețea nu e în asta, dar principalul cred că să învețe, adică să știe ce vrea în viață. Să fie înțelegătoare, să fie sinceră, să fie înțeleaptă, frumoasă. În primul rând, cred că trebuie să fie deștepte. Pe lângă frumusețe, mai trebuie să aibă și gândire. În primul rând, trebuie să aibă un caracter adecvat, să nu consume alcool, să nu fumeze. Dar ce fel de băieți în viziunea ta le plac mai mult fetelor? Cinstiți, care să aibă grijă de ele, să le apere. Băieți mai bine avuți. Acum, în prezent, foarte multe fete doresc doar cadouri și diferit, să le duci pe la baruri, pe la discoteci. Fetele vreau să se aleagă băieții care nu se ducă la alta, în primul rând, care să aibă încredere. Mai mult preferă băieții cu o figură mai adecvată, să fie mereu, să le atragă atenția, să le alinte cu diferite cadouri. Ce le ura genului frumos de ziua internațională a lor? Să rămâie mereu frumoase, cât și în aspect fizic, atât și intelectual. Eu i-aș dori să fie foarte sănătoasă, să fie bune la suflete, să fie frumoase și așa mai departe. Aș ura fetelor ca să-și găsească partener fericire. Să fie înțelegătoare, frumoase și mamele toate să ofere copiilor o iubire lor. Să fie pace în familie, încredere, să ajute și la bine și la rău și toate cele bune. Să fie dragoste și pace în sufletul lor mereu. Eu le voi ura multă bucurie, viață frumoasă, bătrânețe fericită și să aibă o viață lungă și distractivă. Noi, cei de la Cartierul Tineretului, felicităm toate doamnele și domnișoarele cu 8 martie. Vă dorim să fiți sănătoase, fericite și să fiți înconjurate de dragoste și gânduri bune. La revedere!